Bună ziua și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Șefa Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu, Teodora Ciobanu, a fost arestată de magistrații craioveni în baza unui mandat emis pe 30 de zile. Tribunalul Doj a dispus emiterea unui mandat de arestare până în data de 20 iunie. Decizia poate fi contestată. Teodora Ciobanu este acuzată de luare de mită în formă continuată. La Târgu Jiu, zilele municipiului au dat peste cap programul elicopterelor SMURD. Heliportul este folosit pentru diverse ceremonii și spectacole, prin urmare, elicopterele au fost trimise pentru aterizare sau decolare pe stadionul din oraș. Heliportul pe care ar trebui să aterizeze elicopterele SMURD este înconjurat acum de terase și tarabe. O decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pune pe jar pandurii. Tribunalul a dictat ca formația CFR Cluj să primească înapoi cele 24 de puncte cu care fusese sancționată de FRF. Astfel, clasamentul ligii întâi a fost dat peste cap, la fel și calculele pandurilor. Teodora Ciobanu, șefa Direcției de Protecție Socială din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, a fost reținută pentru 30 de zile de procurori pentru luare de mită. Îi spun că femeia ar fi cerut bani pentru a-și promova subordonații sau pentru a semna angajări. Dacă va fi găsită vinovată, riscă între 2 și 7 ani de închisoare. Teodora Ciobanu, șefa Direcției de Protecție Socială din Primăria Târgu Jiu, a fost reținută pentru luare de mită. Procurorii spun că aceasta ar fi cerut bani pentru a-și promova subordonații sau pentru a semna angajări în posturi de infirmieri și asistenți sociali. În total ar fi luat mită 4.000 de euro. În urmă cu două zile, procurorii au făcut percheziții în cadrul instituțiilor, iar astăzi a fost audiată timp de 6 ore la DNA Craiova. În perioada 2007-2015, inculpata Ciobanu Teodora Cristina, în calitate de director în cadrul Direcției Publice de Protecție Socială, Târgu Jiu a pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 4.000 de lei și 3.000 de euro, primind în final suma totală de aproximativ 4.000 de euro. Sumele de bani au fost pretinse și primite de inculpata Ciobanu Teodora Cristina în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în vederea angajării sau promovării persoanelor respective pe diferite funcții, infirmier, asistent medical, etc. Din cadrul instituției publice unde inculpata își desfășura activitatea, se arată în comunicat de presă emis de DNA. Teodora Ciobanu se folosea de funcția de conducere pentru a se asigura că are suficientă influență asupra viitorilor angajați. Dacă va fi găsită vinovată, riscă între 2 și 7 ani de pușcărie. Personajul principal al acestei zile, Teodora Ciobanu, este unul foarte controversat. Abilități încă necunoscute publicului larg au stat la temelia numirii sale în funcții de conducere din umbra primarului municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru. La o simplă căutare pe Google constatăm că doamna cu pricina care taie și spânzură în cadrul Direcției Publice pentru Protecție Socială și-a dat doctoratul în fraudă, după ce a păcălit patroni, directori și oameni simpli să-i gireze diverse credite, uitând să restituie banii. Probabil singura absolventă din țara unei facultăți de medicină fără să frecventeze cursurile a ajuns să fie specializată doar în țepe. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Toți mă întreabă cum merge cei cu mine, parcă ar fi loc totuși de mai. Teodora Ciobanu, actualmente directorul executiv al Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu, a ajuns în lumina reflectoarelor la începutul anilor 90, atunci când s-a lansat în presa scrisă. La 19 ani a colaborat cu ziarul Dimineața Gorjului. După absolvirea Liceului Industrial Motru, s-a ales și cu o diplomă de la Facultatea de Medicină, însă fără să treacă pe la cursuri. La începutul anului 2000 a primit o ofertă de preluare a Centrului de Artă și Cultură Constantin Brâncuș, care fusese înființat în urmă câțiva ani, dar care funcționa doar pe hârtie. La jumătatea lui 2002, când s-a înființat Direcția Publică de Protecție Socială, a preluat instituția. Misterios este faptul în care este susținută în funcții de conducere, în ciuda informațiilor despre datoriile imense rămase neachitate către mai multe persoane. La o simplă căutare pe portalul Tribunalului Gorj, numele Teodorei Ciobanu apare în nenumărate dosare aflate pe rolul instanței. Printre păgubiți se numără afaceristul Constantin Lungu, directorul Mircea Andrei sau Carmen Tătaru. Deși a înșelat patroni
șefi de direcții din cadrul primăriei Târgu Jiu, chiar și persoane cu handicap de la care am împrumutat miliarde de lei vechi, uitând să-i mai restituie. Aceasta a rămas în continuare în grațiile primarului Florin Cârciumaru, care ar fi urmat să o numească director la viitorul Centru Național de Informare și Promovare Constantin Brâncuș. În ciuda problemelor pe care le are, Teodora Ciobanu continuă să primească sarcini importante, cum ar fi organizarea acțiunilor dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu. Un târg ieftin ce a purtat semnătura Teodorei Ciobanu a fost și Festivalul Toamnei de anul trecut. În ciuda bunelor intenții ale primăriei de a organiza un eveniment pentru târgujieni, festivalul a ieșit doar un bulci ieftin și de prost gust. Un prilej de terfelire a figurilor marcante din istoria județului Gorj. Organizatorii au ales ca locație de desfășurare a evenimentelor Piața Prefecturii, chiar în fața celor mai importante instituții din județul Gorj. Mai mult decât atât, acolo se află mauzoleul unde este înmormântată Ecaterina Teodoroiu. Astfel, lângă un loc sacru, s-au fiert sarmale, s-a ascultat muzică populară și s-a organizat concurs de prins găini. Acest eveniment se adaugă la numeroasele manifestări și activități coordonate de Teodora Ciobanu, care au adus grave prejudicii de imagine primăriei și orașului Târgu Jiu. Astăzi, Teodora Ciobanu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar surse susțin că acesta este doar începutul și problemele se vor extinde și la alte persoane din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu în următoarea perioadă. Subiectul reținerii Teodorei Ciobanu a fost comentat și la Gorj TV în cadrul emisiunii Direct la Subiect. Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu, din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, care se află în subordinea Consiliului Local, are personalitate juridică și, așa cum am citit și în comunicatul de navări care face referire la promovări și angajări, țin să precizez faptul că în comisiile care organizează concursurile în acea direcție nu există reprezentanți din partea primăriei sau al Consiliului Local. Este frapant faptul că de-a lungul ultimilor ani atât Curtea de Conturi, cât și auditul intern al primăriei municipiului Târgu Jiu nu a sesizat probleme la nivelul Direcției Publice de Protecție Socială. Dan Vâlceanu spune că el a sesizat de mai multe ori neregulile care ar fi fost comise de Teodora Ciobanu. Avem o altă persoană reținută din primăria Târgu Jiu, Teodora Ciobanu, directoare la direcția aceasta de asistență socială. Eu sunt de acord că nu facem o imagine bună primăriei Târgu Jiu, nu Târgu Jiului, pentru că eu cred că Târgu Jiu este, în primul rând, orașul Târgu Jienilor și al lui Brâncuș. Asta reprezintă Târgu Jiu. Nu cred că Târgu Jiu este orașul lui, nu știu, cuiva din primăria Târgu Jiu sau numai al lor, sau al Teodorei Ciobanu. Pe de altă parte, eu tind să văd în primăria Târgu Jiu o problemă generală, de sistem. Însă ambele partide ar putea să-și o asume pe Teodora Ciobanu, pentru că aceasta a știut să facă politica partidului în care se regăsea primarul. Spre exemplu, când a fost primar Petre Nanu, șefa DPPS făcea politica Partidului Democrat, iar în perioada mandatului lui Florin Cărciumaru s-a dat de partea PSD-ului. Uite, ursul nu e ursul. De săptămâna trecută, vânătorii au plecat pe urmele ursului care a băgat spaima în mai multe localități din sudul județului Gorj, însă fiara a fost de negăsit, iar vânătorii chiar renunțaseră la această misiune. După ce aceștia au pus armele jos și au renunțat la căutarea ursului, acesta a căzut într-o capcană pusă în pădurea din zona Târgu Cărbunești. După câteva momente, animalul însă a reușit să scape. Potrivit conducerii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj, ursul a fost agitat de oamenii care erau la cules de ciuperci și s-a bătut până a rupt lațul în care a fost prins. Până la sosirea vânătorilor cu tranquilizantele, acesta s-a făcut nevăzut. Acțiunea de căutare a prădătorului însă va continua. A fost reținut pentru complicitate un tânăr în vârstă de 20 de ani din Slivilești. A fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, fiind bănuit de complicitate la furt calificat. Împreună cu alții doi bărbați, acesta ar fi sustras bunuri din mai multe autoturisme parcate pe raza mai multor localități gorjene. Polițiștii gorjeni au reținut sub acuzația de complicitate la furt un bărbat suspectat că ar fi sustras diverse bunuri din mai multe autoturisme de pe raza municipiului Motru și a comunelor Slivilești și Mătăsari. Oamenii legii au deschis o anchetă. Polițiștii din cadrul poliției municipiului Motru au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 20 de ani din localitatea Slivilești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat.
Din cercetările efectuate de polițiști, se pare că noaptea de 2-3 aprilie anul curent, împreună cu alte două persoane, ar fi sustras bunuri din trei autoturisme ce se aflau pe raza localităților Motru, Mătăsar și Slivilești. Cazul se află în continuare în atenția polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Bărbatul de 20 de ani va fi prezentat în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Motru cu propunere de arestare preventivă. Distracția a luat locul elicopterelor smurte la Târgu Jiu. Heliportul pe care trebuiau să aterizeze echipele de salvare a fost ocupat de tarabele de mici și bere pentru sărbătoarea orașului. Săptămâna aceasta, doi bolnavi au avut nevoie de urgențe medicale. Elicopterul a survolat minute în șir în aer pentru că primarul a decis să mute locul de aterizare pentru a lăsa loc distracției. La Târgu Jiu există un heliport care a costat o jumătate de milion de lei, degeaba însă, pentru că locul a fost ocupat cu tarabe de mici și bere, unde comercianții vor rămâne o săptămână cu ocazia zilelor municipiului. Așadar, timp de o săptămână, elicopterele smurd nu vor mai ateriza aici, ci pe un stadion sintetic, pentru a prelua pacienții care trebuie transferați la alte spitale. Pentru a fi posibil acest lucru, primăria a trimis notificări dispeceratelor smurd din țară să-și coordoneze piloții pentru aterizarea la Târgu Jiu într-un alt loc decât heliportul. Însă comunicarea nu a funcționat așa cum trebuie, astfel încât două elicoptere au survolat zona minute bune până au primit noile coordonate. În acest sens, heliportul situat pe insuliță nu poate fi folosit în această perioadă și s-a decis de comun acord cu instituțiile implicate ca elicopterele să aterizeze pe terenul numărul 3 din incinta stadionului municipal Târgu Jiu, așa cum s-a procedat și până la construirea heliportului. Adresele au primit număr de înregistrare de la fiecare instituție în parte și au fost semnate cu confirmare de primire. Înainte de a ateriza pentru a prelua un bolnav, pilotul de pe elicopterul smurd a fost uimit să vadă că în loc de ambulanță pe heliport se află sute de oameni. Jos grătarele sfârâiau de mama focului pentru sărbătorirea orașului. Pentru aterizarea elicopterului, pilotul a primit alte coordonate de preluare a pacientului. Eu n-am priceput ce s-a întâmplat pentru că înainte au preluat alți bolnavi după stadion. Acolo ceva în comunicare cred că s-a întâmplat. Nu înțeleg de ce ăia dinainte au știut unde să aterizeze și după aia n-au știut. Dar bănuiesc că vedeți dumneavoastră, au intrat echipaje și la dumneavoastră, că nu lucrează permanent 24 din 24, au intrat alte echipaje, alt medic coordonator, e posibil o imperfecțiune în sistem să se fie produs, cei care au preluat în ziua următoare să nu fi citit adresa sau ce știu, nu știu ce să... Oamenii spun că sunt nemulțumiți, aceștia susțin că viața pacienților este mult mai importantă decât distracția de zilele orașului. Ordinul primarului, el știe ce... Dar vi se pare normal? Nu e corect, sigur, așa este. Sunt atâtea cazuri care sunt foarte urgente. Pe 18 mai a fost un caz în care pilotul smurdului n-a știut despre această treabă și a survolat zona pierzând timp. Nu e corect. Cineva trebuie să plătească pentru așa ceva. O urgență sau ceva pentru salvarea unei vieți, unde aterizează? Pe acoperișul primăriei? Două echipaje de zbor ale smurd au fost încurcate de distracția de pe heliport. Din fericire, pacienții, un tânăr de 27 de ani, victima a unui accident de muncă, și un bătrân de 67 de ani care a suferit un infart, au ajuns în condiții bune la spitalele din țară. Misiune tehnică a Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene a sosit în România pentru discuții referitoare la codul fiscal și la stadiul implementării măsurilor cuprinse în programul cu cele două instituții financiare internaționale. Discutăm în continuare despre acest subiect cu invitatul meu din această seară, domnul deputat Vasile Popeangă. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să rămână și eu vă mulțumesc pentru invitație și salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Așadar, temele asupra cărora nu se căzuse de acord în cadrul discuțiilor anterioare erau legate de rezolvarea problemelor, în special la complexele energetice Oltenia și Hunedoara. Spuneți-mi dacă ați discutat ce s-a întâmplat. Bun, ați precizat foarte bine, este o misiune tehnică. Într-adevăr, noi, cei de la Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților, am avut o întâlnire miercuri cu această delegație a Fondului Monetar, a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene și evident că ni s-a prezentat motivul vizitei și anume analiza acestor teme legate mai ales de restructurarea companiilor de stat care nu înregistrează rezultate corespunzătoare și cea mai mare problemă, sigur, este cea legată de reforma fiscală în sensul modificării sau rescrierii codului fiscal. În ceea ce privește reforma companiilor de stat, eu vreau să vă spun că am avut și eu și reprezentantul, un deputat de la Hunedoara, întrebări vis-a-vis de cele două entități
Și să fie foarte clar, aceste instituții internaționale sunt interesate de rezultatele pe care complexul energetic Oltenia, complexul energetic Hunedoara le obțin. Deci rezultatele financiare. Forma de conducere a acestor, de management a acestor companii a fost aleasă de România, este un act normativ, s-a ales forma managementului privat. Deci din punctul ăsta de vedere nu poate fi invocat niciun alt motiv în ceea ce privește existența acestor entități economice decât acelea legate de un management neperformant. Neperformant, ca să fie foarte clar. Eu am pus două întrebări în legătură cu complexul energetic și o întrebare și mi s-a răspuns de către reprezentantul Băncii Mondiale că aici este vorba de a fi făcută o restructurare a acestei entități economice pentru a obține performanțe economico-financiare. Cea de-a doua întrebare pe care am pus-o și am insistat foarte mult să mi se dea răspuns cu da sau nu, a fost adresată reprezentantului Comisiei Europene, Uniunii Europene, și mi s-a răspuns că este constituirea mixului energetic ține de strategia internă a fiecărui stat. Trist este însă că până la această oră și se promite de foarte mult timp, nu s-a reușit să fie realizată o strategie energetică a țării. Și din acest punct de vedere, sigur că și complexul energetic Oltenia are de suferit. Se vorbește în legătură cu codul fiscal, și aici aș vrea să, la fel să vă informez, cele trei instituții internaționale au o oarecare îngrijorare, pentru că modificarea cotelor la unele impozite și taxe, sigur că produc un impact asupra bugetului și ei sunt foarte îngrijorați de măsurile compensatorii, pentru că sunt interesați în același timp și de impactul pe care îl au aceste modificări ale cotelor, impozitelor și taxelor, nu numai pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung, având în vedere faptul că noi suntem sub un contract în ceea ce privește menținerea deficitului bugetar. Și atunci, sigur că vor trebui date explicațiile necesare, întâlnirile care vor avea loc cu reprezentanții guvernului. Revenind la complexul energetic Oltenia, chiar la sfârșitul săptămânii trecute, prezent la Târgu Jiu, premierul Victor Ponta spunea, citez, nu este o vizită a FMI ori a Comisiei Europene care să nu ceară închiderea companiei. Este în pericol Geo în acest moment? Eu vreau să vă spun că reprezentantul Băncii Mondiale care mi-a răspuns la această întrebare s-a referit foarte clar că nu se pune problema închiderii complexului energetic cu Oltenia, ci a unui management corespunzător care să dea niște rezultate economico-financiare bune. Și eu am înțeles și cred că am înțeles bine că este vorba de o restructurare a acestei entități pentru a obține rezultatele economico-financiare scontate. Nu se pune problema închiderii complexului energetic Oltenia. Poate în alte discuții anterioare, cel puțin aceste răspunsuri sunt înregistrate și am dorit, sigur, ca să aflăm care este opinia și, repet, aceste instituții aceasta doresc de la companiile de stat. Și anume, ele să funcționeze în condiții economico-financiare eficiente. Spuneți, aminteați de restructurare, știm că de luna viitoare vor fi făcute disponibilizări, aproximativ 2000 de persoane vor pleca din CEUT. Bun, aici eu vreau să vă spun foarte deschis că ar trebui să înțeleagă răspunderea pe care o are directoratul și Consiliul de Supraveghere de la această entitate economică. Pentru că nu se mai pot amâna măsurile dintr-un motiv sau altul. Ca să fim foarte bine înțeleși. Eu cred că, sigur, se pune problema și a restructurărilor, dar eu cred că una din soluții este aceea constituirii mixului energetic și n-aș vrea să divulg
niște discuții care au avut loc într-un anumit cadru și un consilier, sigur, pe domeniul energetic, spunea la un moment dat că singura soluție viabilă la acest moment este constituirea mixului energetic. Depinde în totalitate de o decizie politică, pentru că nu, pe mine nu mă poate nimeni convinge că nu pot fi redactate acte normative care să ducă la constituirea acestui mix energetic, indiferent de ce opoziția ar face una sau alta din instituțiile statului. Se vorbește de acest mix energetic de câțiva ani. De altfel, stimată domnișoară, noi am ratat un moment, Gorjul, am ratat un moment extrem de important, și anume acel al constituirii companiei Electra. Extrem de important, care ne costă. Am mai ratat acum un moment care ne va costa la fel pe cei din Gorj, și anume faptul că nu suntem împrins în master plan sub nicio formă această zonă a Oltenii. Acest master plan este până în 2020, deci noi nu avem niciun fel de șansă. Nu ne încălzesc centurile ocolitoare și așa mai departe, ca să fim foarte deschiși și foarte tranșanți. Acestea sunt problemele importante de care ar trebui să se ocupe oamenii importanți, care sunt vicepreședinți la nivel național, care au, sigur, putere de decizie. Nu faptul că ai adus o canalizare sau că nu știu ce, ai mai adus o alimentare cu apă, sigur, sunt foarte necesare. Dar de acele lucruri se pot ocupa alții. Deci noi, Gorjul, vă spun, în acest moment am ratat două momente extrem de importante. Dacă se constituia compania Electra și ar fi fost prins în master plan, sigur că aveam și alternative de dezvoltare. N-ai infrastructură, nu ești legat de nimic, sigur că nu poți să ai și alternative de dezvoltare. Și aș vrea să vă spun foarte tranșant și foarte deschis. Și Ceaușescu a prevăzut o autostradă de la Craiova la Deva ca alternativă la Valea Oltului. Pentru că s-au făcut niște analize în momentul în care erau probleme pe Valea Oltului să poată fi dirijată circulația pe aici. Este o lege 71 din 1996 în care am fost cuprinși cu drum expres de la Deva, Petroșan, Craiova și Turnul Severin, Târgu Jiu, Vâlcea, Curtea de Argeș. Nu a interesat pe nimeni. Lege. N-a interesat pe nimeni dintre oamenii politici de-a lungul timpului și care au, sigur, care au putere de decizie, putere de influență, pentru că noi ca și simpli parlamentari facem interpelări. Eu vreau să vă spun că am făcut o interpelare foarte dură domnului ministru rus vis-a-vis de master plan, dar mai mult de atâta nu putem să facem. Ne luăm gândul de la drum expres, de la autostradă, pentru că noi nu suntem în stare să finalizăm nici acest drum național 66, de 7-8 ani ne chinuim. Bine, aici este problema CNADR-ului. Vom pierde și banii europeni. E adevărat că poate că trebuia să fim și noi mai aproape, să vedem cine, cum, să ieșim, să spunem domnilor de ce faceți treaba asta, de ce dați. Știți că până la urmă este această chestiune de a spune, domnule, nu ne-am ocupat noi, nu era în atribuțiunile noastre, dar nu ne oprea nimeni ca oameni politici să ne ducem să întrebăm pe cei de la care au făcut contractul pentru drumul de la Rovinar la Bumbești-Jiu și de la Bumbești-Jiu la Petroșani. Nu ne, și să ieșim să spunem, presa să preia, să se facă presiuni. Sigur că toate aceste lucruri au efecte asupra zonei și vă mărturisesc sincer că eu am oarecare îngrijorare. Nu o fac din populism, ci o fac ca simplu cetățean al Gorjului. E adevărat, așa cum spuneam, rămânem izolați de restul țării. Suntem ocoliți de investitori, nu? Din cauza uitați-vă și dumneavoastră pe acolo unde s-au făcut cât de cât autostrăzi. Ce se poate dezvolta în plus? Sunt o serie întreagă de posibilități de a atrage capital străin. Să fim foarte bine înțeleși. Uitați-vă ce presiuni face Dacia Pitești pentru că n-are autostradă până la Sibiu, da? Ce presiuni face Fordul, că la fel n-are legături. Vă dați seama, și oricum Craiova este un oraș care din
din alte puncte de vedere ale infrastructurii bancare, financiare și așa mai departe, nu se pune problema. Dar dacă nu ai infrastructură rutieră, sigur că se pune foarte, foarte mult această problemă. Investitorii întotdeauna își fac niște calcule. Și orice reducere, mă uitam la calculele pe care le face Dacia, ce înseamnă câțiva euro pe care îi fac economii la transport, au o influență. Mă refer câțiva euro la fiecare autoturism. Au o influență până la urmă în costurile totale. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că aici trebuia foarte mult pistonat. Sigur, dacă la un moment dat ai mai spus câte ceva, n-au convenit. Și iată, am ajuns unde am ajuns și este păcat. Eu trag un semnal de alarmă, nu mai vreau să fac alte comentarii asupra directoratului și Consiliului de Supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia. Și poate și domnul ministru Gerea își intră mai puternic în atribuțiuni și vine cu o strategie energetică. Consiliul de Supraveghere și directoratul înțeleg care este rolul lor și să facă din această companie o companie care să fie fiabilă. Vreau să vă spun că acum este un act normativ prin care să introducem o anumită obligativitate de a produce energie pe cărbune și de a fi livrată în sistem. Eu vă spun cu mare seriozitate vom trata acest proiect de act normativ, vom face lobby și sigur ne vom lupta ca să putem să obținem și avizul politic. Aș vrea să profit de faptul că sunteți aici și să abordăm puțin și latura politică. Colegul dumneavoastră, fostul coleg al dumneavoastră, domnul Scarla Tiriza, știm că de ieri este președintele filialei de la Goș a partidului nou înființat de Mircea Joana. Știm că sunteți prieteni apropiați. V-ar tenta, ne așteptăm mâine, păi mâine să vedem în ziarul. Bun, nu, eu în primul rând aș vrea să-l felicit pe domnul Scarla Tiriza. Sigur, este decizia dumnealui personală să-i urez succes în noua funcție pe care a obținut-o. Evident, n-am avut discuții pe această temă. Eu am declarat și mențin declarația. Voi pleca din Partidul Social Democrat când va pleca și Ion Călinoiu. Deci e o declarație pe care mi-o mențin și sigur că numai, evident, dacă vor fi niște situații extraordinare, să fiu exclus din partid sau alte asemenea lucruri pentru că nu o să fiu un băiat disciplinat, asta este situația. Va trebui să plec din PSD, dar deocamdată nu am avut o discuție cu domnul Scarla Tiriza. Eu nu pot decât să-i doresc mult succes în noua activitate pe care are de formare a unei organizații la nivelul județului Gorj. Eu am trecut prin asemenea momente, i-am și spus, nu e o problemă simplă, dar la experiența pe care o are Scarlat Iriza, sigur că poate să realizeze acest lucru. Urmează și vreau să vă spun că va fi o formațiune politică care va avea un cuvânt de spus și în alegerile locale și în alegerile parlamentare, pentru că niciuna din cele două formațiuni, nici PNL-ul, nici PSD-ul, nu va obține numărul de consilieri ca să poată să desemneze sau să determine alegerea președintelui Consiliului Județean. Și atunci un partid care ia 4, 5, 6 consilieri va fi partidul care va face jocul pentru alegerea viitorului președinte al Consiliului Județean. Și eu m-aș bucura dacă partidul domnului Scarla Tiriza va fi acela. Ați amintit de alegeri, Vasile Popeangă va mai candida pentru un nou mandat? Bun, încă o dată, eu nu mi-am analizat, nu mi-am stabilit ce voi face în 2016, însă la momentul oportun, după niște analize foarte, foarte concrete, pentru că eu sunt un om realist, sigur, am și vârsta, așa cum spunea un domn care indica la alții, dar el e aproape, de acest lucru, sigur că voi analiza și voi vedea dacă va fi oportun sau nu va fi oportun să mai candidez. Am anunțat faptul că nu voi candida la o funcție de conducere în PSD, înțelegând că
este valul celor tineri care trebuie să vină să ne ia loc. Asta este viața, trebuie să înțelegem și nu trebuie decât, dacă vor apela la experiența noastră profesională și politică, să-i sprijinim. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența dumneavoastră în cadrul știrilor. Și eu vă mulțumesc. A fost alături de noi domnul deputat Vasile Popeangă. Mergem mai departe. Copreședintele PNL Gorj, Dian Popescu, încearcă să se asigure un loc călduț în cazul în care va fi suspendat mâine din funcție la Consiliul Național al Partidului. Ultimele zvonuri care circulă pe scena politică îl dau pe senator ca viitor președinte al UNPR Gorj. Reacții după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri că președintele PNL Gorj, Dian Popescu, încearcă să-și asigure un loc călduț în cazul în care va fi suspendat din funcție mâine la Consiliul Național al Partidului. Ultimele zvonuri care circulă pe scena politică îl dau pe senator ca viitor președinte al UNPR Gorj. Discuțiile s-ar fi purtat la cel mai înalt nivel, iar partidul aflat la putere ar vedea cu ochii buni această mutare, ținând cont că își dorește o majoritate puternică în Senat. Contactat telefonic, senatorul a desmințit aceste informații. Partidul Național Liberal se va reuni sâmbătă 23 mai în Congresul Național. Pe ordinea de zi este și clarificarea situației de la Gorj a liderului Dian Popescu. Mai mulți liberali gorjeni așteaptă ca acesta să fie suspendat din partid și automat din funcție în urma problemelor pe care acesta le-a avut cu legea. Cel mai recent zvon care circulă pe scena politică din capitală spune că Dian Popescu ar avea un nas în mânecă, iar scenariul ar fi deja stabilit. În cazul în care va fi suspendat din partid, acesta ar fi negociat un post similar, acela de președinte al UNPR Gorj. PSD ar fi de acord cu acest transfer. Partidul are nevoie de o majoritate sigură în Senat. La schimb, bursa zvonurilor spune că vor fi puse la bătaie două posturi de director la instituții deconcentrate. Dian Popescu a negat aceste informații. Părerea mea că până nu aveți, general, nu face o agenda, dar cred că așa ar trebui, când aveți o declarație oficială sau o poziție oficială a celui instituție, și atunci aduceați să discutăm. Acesta ce spune să treacă ziua de sâmbătă, dacă văd că o speculați foarte mult cerului, și după aceea putem vorbi dacă voi fi sau nu dați în prisma. Prima ședință din 2015 a conducerii Partidului Național Liberal a fost programată la data de 23 mai. Liberalii se vor reuni la Pitești, unde va fi aprobată forma finală a programului de guvernare al acestui partid, dar se va discuta și despre moțiunea de cenzură. Referitor la situația sa, senatorul preferă să nu comenteze și să aștepte decizia șefilor săi. Haideți să vedem ce decizie va lua CNC-ul, Consiliul Național, și doar mă vom discuta. Restul intrăm pe terenul speculat. Și președintele UNPR Gorj, Gheorghe Cocină, se declară străin de aceste zvonuri. Cum vedeți și mutarea asta, dacă ar fi să se concretizeze? Deci nu am nicio informație, nu am primit de nicăieri nici măcar un semnal în acest sens. Evident că aș putea mă tărâs și eu de poliția centrală a partidului, nu m-a întrebat nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Domnul Dian Popescu este contestat de foarte mulți colegi de partid. Ați vrea să fiți colegi de partid cu dumnealui? N-am o relație de colaborare cu Dian Popescu, așa că nu pot să fac nicio apreciere la persoana dumnealui. Iar dacă centrul va decide că trebuie să fie înlocuit din funcție, Cocină spune că nu se va opune. În ceea ce privește statutul UNPR, Cocină spune că în acest moment nu s-a confruntat cu situații în care vreun membru să fie suspendat din cauza problemelor cu legea, însă crede că în viitor, dacă va fi nevoie, va apărea un articol care să prevadă acest lucru. Probabil că dacă va fi, se analizează formă de conducere ale partidului. Ați fi pregătit să renunțați la funcția de conducere din partid? Nu e vorba de sunt sau nu sunt pregătit. Asta este o decizie a conducerii centrale a partidului și nu mă întrebă mie dacă sunt pregătit sau nu sunt pregătit. Renunță. Dian Popescu a început să fie contestat după o decizie a instanței prin care a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul Lotul Peștișani. Deși aceasta nu este definitivă conform statutului partidului, senatorul ar trebui să fie suspendat de drept din PNL. O trupă de indieni va veni la Târgu Jiu luna viitoare în premieră națională. Aceștia vor susține două concerte în orașul Brâncuș. Acțiunea face parte din proiectul Note Comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne, care se desfășoară în perioada 1 august 2014-31 iulie 2015. Prezentă în cadrul știrilor Gorj TV, managerul proiectului Note Comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne, Alina Tița, a declarat că grupul Yellowbird Apache Dancers va veni la Târgu Jiu pe 22 iunie. Trupa este formată numai din indieni nativi americani din Arizona, cunoscuți în întreaga lume pentru spectacolele impresionante pe care le pun în scenă. Un alt grup de americani aduși datorită Ambasadei Statelor Unite, care ne-au propus această nouă colaborare și bineînțeles că Muzeul de
județean Gorj a fost de acord și îi vom primi între 22 și 24 iunie. Și așadar vorbim despre un grup de indieni care vor veni? Din Arizona, din Phoenix, Arizona, capitala statului Arizona. Este un grup care are o istorie de 25 de ani, deci practic de 25 de ani își promovează și susțin tradițiile lor din triburile Apache, pentru că cel care este coordonatorul grupului, Ken Duncan, este membru al tribului Apache San Carlos din Arizona. Grupul de indieni este recunoscut la nivel mondial. Printre vedetele internaționale alături de care au urcat pe scenă se numără Nelly Furtado. Oficialii Muzeului Județean Gorj, instituția care a sprijinit acest proiect, s-au gândit deja și la un program pentru indieni. Aceștia vor merge să viziteze principalele atracții turistice din județul Gorj. V-ați gândit și la un program de acțiuni, pe unde îi veți duce? Da, bineînțeles, timpul este scurt, vor fi numai două zile și vor sosi chiar pe 22 luni, deci în jurul prânzului. Vor fi două concerte, unul la mall, unul în centrul orașului, la amfiteatru. Apoi îi vom duce la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, unde va fi un workshop de tradiții și obiceiuri românești și din zona lor. Apoi îi vom plimba sau le vom arăta cele mai importante mănăstiri ale noastre, Lainici și Tismana. Trupa din Arizona nu este singura grupare străină care vine pe tărâm gorjenesc. În cadrul acestui proiect, la Târgu Jiu au ajuns tineri din America, în schimb de experiență și au luat parte la mai multe acțiuni. La rândul lor, câțiva elevi gorjeni au cântat pe scenele din America, unde au dus numele orașului Târgu Jiu și portul tradițional gorjenesc. Proiectul american-român, Note Comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne, se va încheia la data de 31 iulie 2015. Indienii au venit la Târgu Jiu cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii și a Muzeului Județean Gorj. Micii pompieri s-au întrecut astăzi pe stadion în cadrul etapei județene a concursului Prietenii Pompierilor. Acesta s-a desfășurat în incinta stadionului municipal Târgu Jiu, iar la concurs au participat cercurile tehnico-aplicative de elevi de la instituțiile de învățământ din Gorj, cu câte un echipaj format din 10 elevi. Câștigătorii ediției au primit premii din partea organizatorilor și un loc la etapa națională a concursului. Bine ați venit la faza județeană a concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative Prietenii Pompierilor. An de an, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, organizează atât concursurile Prietenii Pompierilor, cât și concursurile de protecție civilă cu Viața mea apăr viața. Participând astăzi la faza județeană, înseamnă că ați dovedit că ați fost cei mai buni din localitățile din care faceți parte. Concursul s-a desfășurat pe trei probe, proba teoretică, pista de îndemânare peste obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole. Această competiție are un caracter educativ, tehnico-explicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor. Grupele mixte formate din elevi cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani s-au întrecut pentru a obține un loc printre câștigătorii ediției. Cei mai buni dintre participanți au fost premiați de organizatori. An de an organizăm acest concurs în scopul de a forma deprinderile în cadrul elevilor pentru a înțelege și cunoaște riscurile la care sunt supuși în momentul producerii unor situații de urgență și de asemenea pentru a le forma trăsături cum ar fi abnegația, curajul, spiritul de echipă. Nu în ultimul rând încercăm să-i atragem să se înscrie și să activeze în cadrul cercurilor de elevi care funcționează la fiecare școală. Câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 vor fi premiați. Și toți participanții, toți elevii care se prezintă astăzi vor primi câte un cadou, cadouri oferite de primăria municipiului Târgu Jiu. Profesorii coordonatori ai echipelor sunt de părere că acest concurs îi educă pe elevi și îi ajută să cunoască tehnici de apărare în anumite situații de urgență. Totodată aceștia spun că elevii lor s-au pregătit intens pentru această competiție. Da, sunt foarte bine pregătiți ca să intre în competiție pentru că sunt, de fapt, este unul dintre concursurile care le plac foarte mult, având în vedere că e un concurs tehnico-aplicativ și sportiv pe deasupra, ei sunt pregătiți. Mai ales
le formează anumite calități moral-volitive, printre care ar fi inițiativa, curajul, disciplina, spiritul de echipă și fair play, care ar trebui să fie în orice domeniu, eu așa consider. Cred că punctul slab este la fortunele acelea de... Pentru că n-au făcut, dacă este pentru prima oară, o să fie mai greu. Dar punctul forte este la ștafetă. Deci avem fete care au mai concurat la atletism și consider că acolo o să avem un câștig. Participanții spun că probele nu au fost grele, însă pista cu obstacole le-a cam dat bătăi de cap. Ce e cel mai dificil să faci? Păi... furtunele, să alerg? Mai bine să alerg, că e greu cu furtunele. Mi s-a părut greu? Nu. Trebuia să mă dat un încerc. Concursul a fost organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Consiliul Județean Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Weekend plin de evenimente la Târgu Jiu, zilele municipiului din acest an se apropie de final, iar cu această ocazie vor avea loc numeroase spectacole. Pe insulița de pe Jiu vor fi susținute concerte ale unor artiști cunoscuți ai țării și multe alte acțiuni. În ședința vestivă a Consiliului Local, organizată cu ocazia zilelor orașului, oficialitățile au vorbit despre importanța acestui eveniment. Cu ocazia sărbătorii anuale, zilele municipiului Târgu Jiu au fost organizate o serie de acțiuni pe tot parcursul săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Manifestările vor continua în această seară cu un spectacol oferit de Școala Populară de Artă. Ștefan Popescu va cânta la cel mai mare nai construit și acordat în România, încercând o tentativă de record. De la ora 21, spectacolul va continua cu artiștii ansamblului profesionist Doina Gorjului, avându-l invitat pe Gelu Voicu. Primarul Florin Cârciumaru a specificat importanța zilelor municipiului, dar și cea a orașului pe care acesta îl conduce. Stimați târgujieni, sărbătoarea zilelor municipiului Târgu Jiu, pe care am inițiat-o cu ani în urmă, a devenit o tradiție în viața municipiului și un an și an de an a căpătat noi valențe, transformându-se într-un moment de bucurie colectivă. Fiecare ediție este, deopotrivă, un moment sărbătoresc de bilanț, dar și ocazia de a ne asuma noi angajamente prin care casa noastră comună, Târgu Jiul, să devină mai frumos și mai respectat de cei care îl locuiesc ori îl vizitează. Sâmbătă vor avea loc finalele campionatelor de streetball și street dance, iar de la ora 21 va avea loc un spectacol oferit de Galactic Crew, Today și Matias. Duminică zilele orașului vor ajunge la final. Pe parcursul zilei se va desfășura un concurs de biciclete pentru copii, dar și crossul speranței. Spectacolul de încheiere va fi susținut de One X Band, Cătălin Turbatu, Elena Hasna, Alb Negru și Elena Gheorghe, urmat la ora 24 cu un foc de artificii. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Gorj sunt cu ochii pe comercianții care își desfășoară activitatea în spațiul amenajat pe insulița de pe Jiu cu ocazia zilelor municipiului. Aceștia efectuează controle zilnice, însă conducerea instituției a declarat că nu au fost aplicate amenzi, nefiind descoperite nereguli. Deși zilnic au fost cu ochii pe cei aproximativ 30 de comercianți amplasați pe insulița de pe Jiu cu ocazia zilelor municipiului Târgu Jiu, inspectorii OPC nu au aplicat amenzi în cazul acestora. Conducerea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Gorj, reprezentată de Mădălin Giurcău, a declarat că nu au fost depistate nereguli în activitatea comercianților. Totodată, urmărite îndeaproape, au fost și spațiile de joacă, dar și tirii bombele. La nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, în această săptămână am avut în atentă supraveghere manifestările desfășurate atât în piața centrală, în zona amfiteatrului, cât și în zona insulitei, privind manifestări din zilele municipiului Târgu Jiu. Au fost descoperite nereguli în urma acestor controle? Până în prezent nu au fost descoperite, sperăm că și acest sfârșit de săptămână să fie unul liniștit, să nu avem evenimente atât din punct de vedere al alimentației pe care consumatorii o servesc, cât și a parcului de distracții prin care copiii se distrează și se dau în acele tiribombe și grănulețele care sunt amplasate în zona insulitei. Se pare că cei veniți să comercializeze produse de orice fel pe insulița de pe Jiu sunt mai responsabili în acest an. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor îi avertizează pe aceștia că le vor monitoriza activitatea și în următoarele două zile până la încheierea evenimentului. Cei care încalcă regulile de comercializare pot fi sancționați cu amenzi usturătoare.
Deși rovinărenii erau obișnuiți să petreacă în această lună de zilele orașului, în acest an acțiunile vor avea loc în iunie. Amânarea a fost făcută pentru a aduce la rovinari artiștii preferați. În acest an se împlinesc 34 de ani de la înființarea orașului. Mici, bere, muzică și voie bună, de asta vor avea parte rovinărenii timp de 7 zile. Aceștia serbează cea de 15-a ediție a zilelor orașului. Pe scena amplasată în centrul urbei vor urca artiștii de muzică populară, etno și muzică ușoară, fără manele anul acesta. Acțiunile vor debuta la data de 15 iunie. Veți organiza și zilele orașului? Da, cu siguranță, probabil că toți comercianții și oamenii din orașul Rovinari erau obișnuiți ca în luna mai anul acesta s-a trebuit să reprogramăm, pentru că foarte mulți artiști cu care am luat legătura anul acesta erau ocupați în luna mai. Așadar, zilele orașului Rovinari sunt în 15-21 iunie. Atunci am putut găsi liber pentru artiști și, bineînțeles, așteptăm cât mai mulți comercianți, pentru că atunci este și mai cald și este și o gură de oxigen pentru dânsii. Sperăm să fie cât mai mulți până la urmă, să aibă și un preț cât mai mic pentru cetățenii din orașul Rovinari care vor să servească masa și să se distreze alături de cei mici. Laurențiu Chivu a dezvăluit și câteva dintre surprizele care îi vor aștepta pe rovinăreni și nu numai de zilele orașului. Va fi cel de-al doilea an fără manele la Rovinari. Sperăm să fie un an mult mai călduros față de anul trecut. Ne puteți dezvălui și câteva dintre acțiunile pe care le veți desfășura în acele zile? Da, cu siguranță avem foarte multe corpuri de joacă pentru copii. Avem spectacole de sâmbătă și duminică. Bineînțeles, sâmbătă va fi mai mult ca sigur, deja s-a stabilit, dacă se poate spune așa, muzică populară. Iar duminică vom avea muzică etno și muzică ușoară. Deci anul acesta nu vom avea manele ca de altfel nici anul trecut. Încercăm pe cât posibil să diversificăm muzica și să oferim tuturor persoanelor alt gen de muzică. În acest an se împlinesc 34 de ani de la înființarea orașului Rovinari. Pe lângă comercianți cu mici și bere, reprezentanții autorităților din oraș vor pregăti o serie de manifestări cultural-artistice, spectacole, concursuri sportive și foc de artificii. Petrecerea va avea loc pe Bulevardul Minerilor. O decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pune pe jar pandurii. Tribunalul a dictat ca formația CFR Cluj să primească înapoi cele 24 de puncte cu care fusese sancționată de FRF. Astfel, clasamentul ligii întâi a fost dat peste cap și calculele pandurilor au fost încurcate. Acum se află la doar 4 lungimi distanță de ieșirea de pe prima scenă a fotbalului românesc. După decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, CFR Cluj a scăpat de retrogradare și a urcat pe locul 3, având acum în cont 54 de puncte, iar clasamentul a suferit și alte modificări. În pericol vizibil de retrogradare au rămas Gazmetan Media și Rapid, Universitatea Cluj, Brașov, Oțelul Galați și Ceahlăul Piatra Neamț. Nici pandurii nu pot răsufla ușurați. Se află pe locul 11, având în cont 39 de puncte, doar cu 4 mai mult decât prima echipă de sub linia care duce la retrogradare. Primele 5 grupări sunt ASA Târgu Mureș cu 68 de puncte în cont, Steaua având 67 de puncte, CFR Cluj 54 de puncte, iar pe locul 4 Petrolul. Deși se află pe locul 3 în Liga 1, poziție care o poate trimite în Europa, gruparea ardeleană se află în insolvență, iar o participare în cupele europene rămâne doar la stadiul de iluzie. CFR Cluj a fost penalizată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza neachitării datoriilor către 5 dintre foștii săi jucători. Pe 4 februarie, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat CFR Cluj pentru neexecutarea hotărârilor Camerei Naționale pentru soluționarea litigiilor, în speță neachitarea datoriilor către 5 fotbaliști. Este vorba despre Daniel Stana, Laszlo Sepsi, Claudiu Voiculeț, Ioan Hora și Vasile Maftei, cu 2 dosare. Cu interzicerea dreptului de a transfera sau legitima jucători în calitate de club, cesionar și scăderea a câte 4 puncte pentru fiecare dosar, 24 de puncte în total. După ce Comisia de recurs a FRF a respins memoriul grupării din Gruia, ardelenii au decis să atace decizia la TAS. În urma penalizării CFR Cluj, care ocupa locul 2 în clasamentul Ligii 1 la finalul turului cu 34 de puncte, a ajuns pe ultima poziție la începutul returului.
Știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și un weekend liniștit.